Avem imaginile cu copilul de 6 ani care a fost mușcat și zgâriat de o turistă pe care ar fi stropit-o din greșeală cu apă în timp ce femeia își făcea poze. Incidentul șocant a avut loc pe o plajă din Năvodari. Părinții băiețelului au alertat poliția, care a deschis un dosar penal pentru lovire. Stai, mamă, că vreau să am toate. Deci, uitați, e mușcătura asta. E exact prins de aici, așa. Și am rugat-o să stea de vorbă cu noi. El doar v-a stropit, atâta. Doar v-a stropit și doamna l-a mușcat și l-a zgâriat. Atât. Uitați aici că e mușcat. E mușcat aici. Așa, și doar de ce l-a mușcat dacă doar a stropit-o cu apă? N-a mușcat-o. Nu, asta e o mușcătură, băiat. Mami, te-a mușcat doamna? Zic da sau nu? Da. Păi dacă ce, doamne, e mușcătura asta, e poză, vă fac poză. Cum ați intrat cu dinții în adâncimea? Păi cum că v-am zis copilul că ați l-ați mușcat? Cine a văzut când l-a mușcat? Cine a văzut că erau departe? Băiețelul care și-a seama poate să spună singur. Deci, pe doamna am vrut să o lăsăm în pace, faptul că l-am văzut doar zgâriat. Dar băiețelul mi-a spus, mama, m-a mușcat. Dar cum, te-a luat așa de mână și te-a mușcat? Da. 0375. Vedeți? Nu există așa ceva. L-ați mușcat, doamne.